E a doua oară când trag clipul ăsta, mă bucur foarte tare. Clipul anterior avea 30 de minute și după 30 de minute avea vreo 5 giga și el s-a salvat pe hard, dar aparent nu s-a mai scris și finalul și nu s-a putut citi fișierul. Am încercat cu Fufun Peric cu 20 de utilități și nu s-a putut face nimic, așa că îmi bag picioarele și în Jobs și în Gates și mă bucur de chestia asta. Da, subiectul clipului de astăzi este pentru oamenii care vor să se mute la Brașov și sunt curioși de zonele care sunt plăcute, în ce zone s-ar muta și așa mai departe. M-am gândit să fac clipul ăsta odată pentru că eu nu sunt atașat de Brașov, deși îmi place și stau aici. Stau aici doar de 11 ani, eu vin cu experiența din București. Majoritatea oamenilor care vor să se mute în Brașov sunt fix în situația asta. Vin din București, vin cu familia, se interesează de o zonă bună, de o zonă liniștită. Unii lucrează remote, alții au poate unul dintre soți un job aici și așa mai departe. Și de asta clipul ăsta este pentru ei. O mențiune de început. Eu o să mă refer în primul rând la, mă doare așa de tare, și din nou am vorbit 30 de minute, mă doare gura și mi s-a uscat. O să vorbesc despre case în principal, pentru că Brașov este un oraș mișto de stat la casă. Sunt și zone cu blocuri, puteți să stați și la bloc dacă vă doriți asta. Din nou, e alegerea voastră, eu o să vorbesc aici doar despre zone. Bun, hai să începem. Prima recomandare este următoarea. Evitați pe cât posibil calea turistică. Ce înseamnă asta, calea turistică? Dacă ne uităm aici pe hartă, bucureștenii vin aici pe la Timișul de sus, Ramada, intră mai departe și eventual se duc în Poiană. Da? Toată zona asta, aici, până în Ramada, în weekend este omor. Pentru că, na, sunt și localnicii tâmpiți, pentru că și ei ies în drum, deși știu că e omor. Sunt și turiștii care, bă, noi am venit aici să facem turism, să lăsăm bani, dar tu care nu lucrezi în turism, spui, pe mine nu mă interesează, du-te morții mătii și așa mai departe. Zonele astea sunt de evitat, adică în momentul în care vreți să vă mutați în Dârste, da? În noua Dârste sau un bun loc, trebuie să fiți conștienți că toată zona asta de aici va fi tot timpul aglomerată în weekend. Și am mai avut discuția asta cu alți oameni că bă, că e mișto să te muți la Predeal, bă, că e mișto să te muți la Bușteni. Da, este foarte mișto. Dar dacă în timpul săptămânii ai vreo treabă, este omor. Știi? Adică, ok, înțelegi, până la urmă suntem oameni rezonabili, înțelegem că, bă, turiștii vin, e dreptul lor, nu știu ce. Dar la un moment dat te scoate din minți faptul că trebuie să-ți faci programul după ei și că dacă ai vreo, îți dorești să ieși după o anumită oră, nu poți pentru că este omor. Deci, de asta, bun locul este foarte mișto, este o zonă foarte mișto, este relaxată zona asta, bun loc, Baciu, așa mai departe, sunt case, e aerisită, e și zona asta de vile, e foarte mișto de stat aici, la fel și noua, e aici lângă lac, e Parcul Aventura, e zoo, este foarte mișto, dar în momentul în care ai vreo treabă, o să te lovești tot timpul de situația asta, de problema cu turiștii. Asta, lucrul ăsta se întâmplă și în, dacă stați prin centru, adică tot timpul turiștii vor veni pe calea București, pentru că pe acolo duce GPS-ul și vor urca spre Poiană sau se vor opri în Piața Sfatului. Tot timpul se va întâmpla asta. Dacă puteți să evitați, eu care stăteam în centru, și am, mă rog, centru, Bartolomeu e oarecum central, evitam să trec prin zona asta, ocoleam uneori un picuț mai mult, tocmai ca să nu intru, să nu mă bag rând în rând cu ei, în rând cu turiștii. Pe de o parte și ca să le las lor liber și pe de o parte să nu fac eu rău. Deci zona asta, oricât de mișto ar fi, e de evitat. O altă zonă în care eu nu m-aș băga este zona Triaș-Hărman. Aici, în zona asta, tot la fel, este departe de oraș. Deci orașul este, uitați-vă puțin, aici e Triajul și orașul este aici. Deci este un picuț detașat de oraș. Din nou, vii pe două benzi, dar vii pe două benzi dimineața și seara, când tu trebuie să pleci la serviciu. Este aglomerație.
o chestie pe care am auzit-o și vreau să o s-o înăbușesc din fașă. Nu, faptul că tu lucrezi acasă nu înseamnă că o să fii mai liber. În momentul în care ai copii, o să trebuiască să te înghesui cu toată lumea, pentru că toată lumea, toți copiii trebuie să fie la școală la ora 8. Chiar dacă tu stai acasă, trebuie să te arunci în traficul de dimineață și te vei arunca în traficul de dimineață cu toată lumea. La fel, Hărmanul este un sat foarte frumos, sunt aici în zona asta, sunt terenuri în continuare de vânzare la prețuri bune, sunt și case de vânzare la prețuri bune dacă vreți, dar din nou, vii pe două benzi spre oraș, dar vii pe două benzi și este omor, cel puțin de aici, de la, din giratoriu ăsta cu Stabilus, este omor aici pe două benzi până să ajungi în oraș. Deci tu trebuie să-ți duci copilul la școală în același trafic cu toată lumea. Este foarte nasol. S-a făcut un lucru bun aici, că s-a făcut centura asta ocolitoare. După cum vedeți, pornește de aici, de undeva, de aici, de pe lângă Ramada și merge până după Hornbach și ocolește orașul. E bună. Nu mai sunt tirurile care n-au treabă, vor ocoli. Dar, de pildă, dacă sunteți lângă un Kaufland, aici pe Avramiancu. Aici veți vedea, deci vor veni tirurile pe stadionul și vor ajunge la Kaufland. N-ai cum altfel să ajungi la Kaufland să aprovizionezi. Deci trebuie să luați în considerare și asta. Bun. Mai departe. Răcădău. Răcădău, zona cu urși. O mențiune. Pentru că avem și noi destul de mulți idioți în oraș. Urșii care coboară în oraș, mai ales dacă sunt pui, se sperie de mașini. Se sperie de mașini o dată din cauza luminii și o dată că idioții claxonează. Și idioții claxonează și unor mână. Știți cum sunt mânate vitele? Așa mână idioții urșii să ajungă în zone în care nu v-ați fi închipuit. Adică am avut urși goniți până în, unde mai este, până în Coresi. Deci închipuiți-vă, din zona asta veniți până în Coresi sau până aici în Bartolomeu. Am văzut urs în Bartolomeu, odată l-am văzut și eu venind pe stradă, altă dată am văzut poze la mine prin zonă. Mențiunea asta este, teoretic, Brașovul nu este un oraș sigur seara. Nu neapărat pentru că fac idioții curse cu mașini, ci pentru din cauza urșilor. Na, depinde acum și de zonă, dar din nou, nu este nemai văzut să vedeți urși în alte zone în care nu i-ați vedea de obicei. Da, așadar. Răcădău, zonă frumoasă, blocuri, este foarte aerisit și este foarte, și aici blocurile astea mie îmi plac foarte tare, după cum vedeți sunt destul de aerisite, sunt locuri de parcare și stai între două dealuri, este foarte, foarte mișto. Era cât pe ce să închiriem aici odată, aici, în blocurile astea două, și ar fi fost mișto pentru că în partea asta vedeai bloc și deal și în partea asta vedeai deal. Era foarte mișto. Da, mai departe. Zona Astra, foarte ok, sunt și blocuri, sunt și aici, e o zonă de case, aș evita de cât se poate strada Traian. Strada Traian în sine, aici erau niște, nu știu, mini centre comerciale și era plin de suedezi. Deci nu m-aș băga să stau acolo. Zona Florilor Crater. E o problemă cu zona asta, în sensul că trece o cale ferată și există, cred că sunt două ieșiri din zona asta. Deci trebuie să vă, e o zonă de case, casele sunt și, adică sunt și înghesuite, sunt și aerisite, dar zona asta tot florilor este, adică dincolo de șină, repet, e o mică problemă în sensul că există o singură trecere prin care puteți ajunge în oraș. Trebuie văzut cu accesul. Aici se construiesc, în zona asta Triaș-Hărman s-au construit niște viluțe, unele sunt mai înghesuite, altele mai nu, dar erau niște viluțe pe la 80.000, 100.000, 120.000. Pardon. Din nou, dacă vreți asta. E, pe de altă parte, Brașov e un oraș mic, este bine organizat, dar se aglomerează. Se aglomerează odată pentru că este un oraș universitar și este mai ușor să-ți trimiți copilul la facultate la Brașov. Așadar, o să vedeți multe mașini de studenți din Prahova, Galați, Brăila, cam toată Moldova. Își trimite, mă rog, nu cam, da, jumate din studenți sunt veniți din zona asta pentru că, din nou, e mai ieftin decât la București. Deci,
jumătate de Moldova și trimite copiii, jumătate din Moldova din partea asta, dinspre Brașov, și trimite copiii aici pentru că e mai ieftin. O altă parte, avem fabrici de piese auto, avem, ce fabrici mai sunt pe aici? Sunt ceva fabrici și sunt muncitori și se lucrează și în construcții și oamenii care mureau de foame în Moldova au venit aici. Întâi sezonier sau sunt unii care în continuare vin luni dimineață, pleacă vineri seara și pleacă în satul lor din Moldova, dar e o fază la modul, bă, e frumos că am casă la mine în Moldova și e plătită, dar mor de foame, așa că mai bine mă bag la un credit aici și mă mut aici. Și sunt oameni care s-au mutat. De asta, orașul în ultimii 5 ani de zile s-a aglomerat destul de mult și o să se aglomereze în continuare. Așadar, în momentul în care vă mutați undeva, gândiți-vă foarte mult, că eu pun de asta, pun mare accent pe acces, pentru că am văzut cum este, am avut tot felul de treburi în ăștia 11 ani de când stau aici și foarte nasol dimineața să dai piept în piept cu traficul de care am fugit din București. Da? E neplăcut. Da, la fel, zona asta, blocuri, e piață, sunt și case și uitați-o, blocurile astea sunt chiar mișto cu verdeață în jur, sunt destul de aerisite, e o zonă foarte mișto asta. Acum, din nou, sunt mici probleme, v-am zis, sunt câteva străzi unde nu e tocmai ok. Asta e. Mai departe. Zona de Coresi Shopping, nu știu ce aici, asta este zona tractorul, asta pe care o vedeți aici de la șină încolo. Aici e o fază. Zona asta aici sunt blocuri, aici sunt blocuri și case. Zona asta este făcută de băieții ăștia de la Imoșan. Au făcut niște blocuri cât de cât bine aranjate și ordonate, cu parcare, cu spații verzi, cât de cât sunt aerisite. În partea asta, în stânga, se construiește haotic. Am găsit aici case de vânzare. Dar e o problemă, nu neapărat, bine, prima problemă este cu utilitățile. E greu cu gazul, e greu cu canalizarea, sunt străzi care unde nu e canalizare. Cea mai mare problemă pe care o am este cu internetul. Deci nu există fibră optică peste tot. Sunt dezvoltatori imobiliari care și-au tras ei fibra lor optică și nu te poți înțepa la ea. Sunt, de pildă, sunt unii care și-au tras la fel. Pe partea dreaptă a străzii este fibra optică, o partea stângă a străzii nu este. Este oamenii care lucrează acasă. Știu despre ce vorbesc. Sunt niște firme de cartier pe acolo, avem niște prieteni acolo și faza e așa, merge o lună, două, trei, fără probleme și după care, în momentul în care se întâmplă o problemă, durează o săptămână să fie reparate și nu dai de ăștia de la firmă. Este extrem de neplăcut. Problema cu zona asta este că se varsă în acest bulevard și dimineața este omor. Mai ales că aici, în partea asta, este Sânt Petru, unde la fel au fugit foarte mulți oameni. Și dimineața este omor, deci este omor ca să vii, ai traficul din zona asta unde la fel sunt construcții noi și toată lumea vine cu mașina pentru că mai greu cu autobuzul și mai este și traficul ăsta din Sânt Petru. Deci nu vă mutați în Sânt Petru decât dacă aveți chef să faceți minim jumătate de oră prin oraș. Are filmul un coleg la școală și spune că fac 45 de minute și dacă nu pleacă la timp fac chiar mai mult ca să ajungă în oraș. E foarte mult, adică de asta am plecat în Brașov ca să nu stau în zonele astea. Mai e o chestie la fel de menționat. O parte din oamenii, de fapt aici e simplu, oamenii ăștia, unii oameni care au venit să vadă casa pe care am avut-o de vânzare până recent, au spus același lucru. Băi, am luat țeapă că ne-am dus în afara orașului, pentru că e frumos că avem teren, e frumos că avem liniște, dar trebuie să facem pe șoferii copiilor. Zonele astea, Sânt Petru, Hărman, Cristian, Ghimbav, Stupin, sunt mișto, sunt mai ieftine decât Brașovul, dar trebuie să fiți conștienți că veți fi șoferii copiilor. Deci copilul vreți să-l dați la un sport, e să șofer. Vreți să îl duceți la ceva activitate, șofer până în Brașov, pentru că în satele astea mai greu cu activitățile. Pardon. Zona asta de aici, din tractorul, de aici, de lângă piața tractorul, este mișto dintr-un alt punct de vedere. Aici, din nou, aici atenție, sunt niște case mișto. Aici găsiți blocuri de... am mâncat niște mici. Găsiți case apartamente cu 4 camere,
la prețuri foarte bune, adică 80, 90, 100 de mii. Găsisem pe la 100, 110 renovate, te puteai muta în el. Sunt foarte miștoare. Dacă nu vreți să luați acasă, să luați un 4 camere, este foarte mișto. Pentru că bătaia este tot timpul mare la 2 și 3 camere. La 4 e liber. De evitat aici cât de cât să nu fiți aproape de calea ferată, pentru că trec trenurile. Zona asta de aici, foarte mișto. Nu știu cum se numește ce nume aici. Da, zona asta pe lângă Aurel Vlaicu, cu stânga, dreapta, este aglomerată. Este aglomerată Aurel Vlaicu pentru că duce spre mall, ăsta este geratorul care duce spre mall și e aglomerat, dar casele sunt niște case mișto. Am văzut, am salivat pe aici pe la niște case. Este de vânzare pe Vulcan o casă de mult timp. Un nene care a făcut poze în așa fel încât să nu se vadă că este o clinică medicală în curte. Și deci te duci acolo și rămâi... rămâi cu răgăscată. Și mai este de vânzare, e de vânzare aici o casă pe fix pe Aurel Vlaicu, dar este mare, adică eu am găsit-o mergând cu bicicleta pe lângă și l-am sunat pe om, omul era foarte asta, foarte dornic de vorbă, dar are 6 camere, casa e mare, 200 de metri pătrați și am zis, domnule, e prea mare pentru nevoile mele, nici n-am întrebat cât costă, mi-a zis el, dar e mare pentru, vreau 180.000 și e nerenovat, dar mare pentru ce vreau eu, nu vreau, da. Zona asta este centrul, unii zic Blumena, dar Blumena îi zic și la zona asta din Bartolomeu. Asta este, odată, zona asta este foarte înghesuită, aici dacă ajunge să cumpărați sau să stați, este foarte greu cu locurile de parcare, e o zonă pitorească, știți așa, romantismul ăla pe care îl vezi când te duci undeva și stai în câteva zile într-un oraș vechi și frumos, dar e foarte greu cu locurile de parcare, foarte greu cu traficul și găsiți case, știți probabil povestea, asta au fost case mari, confiscate de comuniști de la boieri și date la membrii de partid care nu erau tot timpul cu bani și ăștia o dată pentru că le-au primit gratis, nu le-au întreținut și nici n-au bani să le întrețină și de-aia centrul este vai morții lui. O altă zonă nerecomandată este zona asta, zona asta din Schei. Zona asta din Schei este foarte, foarte înghesuită, sunt foarte multe străzi cu o singură bandă și este crunt. Casele sunt foarte, foarte înghesuite, foarte greu cu parcarea și deci te muți într-o zonă și ești casă în casă. Deci aici e foarte, chiar dacă găsiți case la prețuri bune, foarte greu cu parcarea. E foarte mișto că ai pădurea în spate și așa mai departe. Dar nu m-aș muta aici nici dacă aș primi casa gratuit. Serios. Deci e groaznic. E groaznic. Am fost să vedem case, multe case ieftine, dar nu e de stat aici. Plus probleme cu igrasia pe partea care nu bate soarele. Deci dacă nu bate soarele, e igrasie și omor. Zona asta. Asta este Prundul. E foarte mișto. Este foarte relaxată, deci vedeți, casele sunt așa, dar e greu cu accesul odată. Faza la fel cu Schiul. Deci avem niște prieteni care au plecat și au făcut 40 de minute ca să ajungă până în centru. Plecând de aici, de undeva din zona asta, până în centru, ei vreau să plece la București. Și au făcut 40 de minute, s-au întors. Foarte nasol. Zona asta sunt niște dealuri, aici este foarte relaxată. Dar sunt două probleme. O dată este foarte greu cu accesul și doi, ești destul de izolat. Adică aici, știți cum e chestia aia, deci nu prea poți să mergi seara pe jos pentru că dai de urși. Și uneori nu poți să mergi nici de la mașină până la casă, trebuie să fii foarte atent cu accesul. O chestie care m-a amuzat aici, am mers de câteva ori pe jos cu soția pe aici, în plimbare, când prospectam și ne uitam case destul de mari, dar cu multe, deci vedeam la modul una, două mașini buburute din astea ieftine. Și zic, bă, zic, uite, oamenii ăștia modești așa, adică cu mașinuțe mititele, dar uite ce case bengoase. Și mi-a dat nevastă una peste cea, face, bă, aia e mașina cameristei. A venit camerista să facă curat. Aia e mașina șoferului, nu sunt mașinile lor. Și pe aia m-am uitat și mai atent. Da, oamenii cu mașini bengoase, pentru că asta e, tu ești tot ziua la muncă și trebuie cineva să-ți plimbe copiii, trebuie cineva să-ți facă curat. Dar zona este foarte, foarte mișto. E foarte mișto aici de locuit. Din nou, trebuie să fiți conștienți de
acces. La fel, o zonă la care, în care eu nu m-aș muta absolut deloc este drumul spre Poiană. Drumul spre Poiană, aici sunt niște vile și spre Belvedere și prin zona asta pe aici. Băi, foarte mișto, dar, din nou, e o singură, de aici, din livada poștei, asta e drumul, e o singură cale de acces. Deci, nasol dimineața, nasol seara, și în weekend, omor. Deci vrei să te duci undeva, omor. Același lucru cu zona asta spre pietrele lui Solomon. Deci aici sunt la fel, e pitoresc, munte, deal, etc. Dar dimineața omor, seara omor, în weekend pe aici este vai de vai. Deci am fost să vedem o casă aici, pe aici, pe undeva, pe între astea. Băi, plângeai. Deci pur și simplu plângeai pentru că era foarte greu cu traficul. Din nou, ai o treabă în weekend, plângi până să ieși, plângi când te întorci. Este foarte nasol. Da. Bun. Zona care mie mi-e dragă, nu pentru că stau eu aici, ci pentru că îmi place foarte mult, zona asta e Bartolomeu. Eu, atenție, zona asta este Bartolomeu, da? Zona asta este Bartolomeu Nord. Zona asta, aici, fix aici, da? E, băieții noștri, isteți? Îți spun că și zona asta este tot Bartolomeu. Zona asta de aici până în centură. Și îți spun, vină un Bartolomeu Nord. Și căcat, nu este Bartolomeu Nord. Da. Bun. Aici faza e așa. Sunt case și blocuri puține, sunt câteva rezidențiale, dar găsiți și case cu singur în curte. Dar sunt multe case unde sunt 3, 4, 8, 12 oameni în curte. Mai ales pe lungă am văzut niște anunțuri cu 8 proprietari. Uite, mă, morții mării. Nu stă nimeni 8 proprietari pentru că tot timpul apar certuri, nu-și vorbesc între ei, e greu dacă vrei să repari acoperișul, e greu dacă vrei să... E foarte, foarte nasol. Dar zona este, din nou, sunt niște străzi mari cu 2-3 benzi, ajungi repede în centru, ajungi repede unde ai treabă, în stadionul, în alte zone ale orașului. Este foarte, foarte mișto și pe aici la fel, tot la fel. Sunt case de vânzare, sunt... mă rog, e o problemă aici cu verpitarul, că mai fac ei niște curățenie și mai nu vreau să chiar lângă verpitar, pentru că mai fac ei niște curățenii din când în când și se mai aude și așa mai departe. Și zona asta la fel. Și zona asta până în Griviței la fel. Aici zona asta de case este mai înghesuită. Sunt zone unde, de fapt nu, sunt zone unde casele sunt foarte, foarte, uitați-vă cum sunt astea. Deci una între alta, n-ai loc. Sunt unele care sunt mai înghesuite și unele care sunt mai puțin înghesuite. Este, zona asta este, mi se pare că tot Astra. Ba nu, nu mai știu cum îi zice. Ba, nu e piața Astra, nu. Piața Griviței, da. Și la fel, e la noroc. Bun, aici în partea asta este spre zona asta, la fel. Destul de ok, dar este lângă o zonă industrială. Mai departe, zona asta, miștocuță, dar aici e o problemă, în sensul că aici este o cale ferată și aici este cartierul Avantgarden. Dacă vă mutați în cartierul Avantgarden, aveți o singură cale de acces. Se varsă în strada asta, se varsă în giratoriul ăsta care este aglomerat. O altă, pentru că aici vin oamenii din Stupini, vin oamenii dinspre Ghimbav și tot traficul se va vărsa în giratoriul ăsta și sunt... Deci oamenii care vin din alte părți ale orașului se duc spre fabricile care sunt aici, pe aici, pe undeva, spre Ghimbav, spre zona asta industrială. Și este foarte, foarte aglomerat. Deci dacă vă mutați în Avantgarden, gândiți-vă că este foarte greu cu traficul. Bun, aici tot la fel sunt niște case, dar așa și așa. Aici, în zona asta, se construiește. Aici, în zona asta, la fel, se construiește haotic. În zona asta se construiește destul de mult până în centură și se construiește și în Stupini. În Stupini e o problemă în sensul că s-a construit haotic, nu este, deci, internet sub nicio formă și nu unele n-au gaz și aproape nici unele n-au canalizare. Și mai e o problemă aici cu Stupiniu. Unde este? Aici. Aici e o stație de epurare. Astea sunt bazinele. Dar unele dintre ele au fost acoperite, după cum le vedeți, mai sunt și altele, dar unele sunt în continuare descoperite și pute. Avem niște prieteni care stau pe aici, pe undeva,
și mergi 2 săptămâni, 3 săptămâni, nu pute, dar vine o săptămână sau 3 zile în care bate vântul și pute de nu poți să stai în curte. E destul de neplăcut. Aici, în zona asta, din nou, și sunt case destul de aproape, adică Rahat, exact, fix Rahat. Și pe aici sunt, și pe aici sunt, și pe aici, la fel, în zona asta, pe Calea Felioare, sunt și case, sunt și rezidențiale găsiți de, dacă vreți să vă mutați. Aici, în zona asta, pe lângă Paradisul Acvatic, este, și pe Dedeman, pe Grivițe, este zona industrială, nu s-au construit case în zona asta. Bun. Suntem la 26 de minute, hai să vedem. Ghimbav Cristian. Cristianul e frumos, aici tot la fel. În zona asta se construiește foarte mult, dar se construiește destul de haotic. Deci dacă vă luați, gândiți-vă bine cu accesul. De la Ghimbav până în oraș sunt două benzi. De la Cristian, jumate din drum este de o bandă, jumate din drum este două benzi. Cristianul este foarte frumos, casat și este, după cum vedeți, destul de aerisit. Nu s-au înghesuit, mă rog, fiecare cum, uite, dați-vă aici, asta e Kleine Neustadt sau cum se numește, aici, astea sunt mai înghesuite. Da, Cristianul este pitoresc, e probabil alături de Vulcan, unul din satele unde m-aș retrage la pensie, dar începe și el se aglomereze. E mare lucru cu centura asta pe care a făcut-o și, din nou, în continuare s-a făcut centura aia care o colește. Asta care ocolește și Cristianul și Râșnovul, s-a rezolvat traficul, că era trafic, deci traficul care mergea spre Râșnov, trecea și prin Cristian și prin Râșnov, acum nu mai trece că s-a făcut centura asta. Este foarte mișto, la fel și Râșnovul Zărnești. Bun. Cam asta e cu stupinul, v-am zis. Nu, sunt pentru... Să cere sub nicio formă pentru că este aglomerat, deși este bine, destul de bine sistematizat, o populație destul de mare de suedezi și nu e ceva de... Asta este cartierul Izvor, ei spun că este cartier al Brașovului, dar uitați-vă la ce distanță de oraș este și din nou, e făcut în câmp, o să fie greu cu canalizarea și mergi pe o singură bandă, intrând, ieșind din el. Mai departe, Preiești, Mărturii, Lungeni, n-aș recomanda. Deci, sunt care să o sunt bod în Hălchiu, așa mai departe. Bun, ce mai e de spus? Orașul este într-o depresiune. Asta înseamnă odată că e mai frig și a doua oară ați văzut chestia aia cu toți sunt disperați să-ți arunce în față că vai de mine că uite ce poluat este. Da, este poluat odată pentru că s-a dublat numărul de mașini de când a fost scoasă taxa auto. Mersi, Dragnea. Și pentru că e depresiune, aerul și în principiu poluarea nu se ridică la fel de repede pe cum o fac în altă parte. Pe de altă parte, pentru că orașul este aerisit, deci nu este așa, nu sunt atât de multe betoane și sunt multe spații verzi. Pardon. Sunt multe spații verzi, nu inhalezi poluarea mașinilor. De pildă, mergând pe stradă în orice zonă a Brașovului, poți să-ți dai seama care mașina are DPF off sau este mai veche pentru că o miroase. Deci pe aia o puteți mirosi, dar pe cealaltă aerul este atât de curat încât de multe ori nu miroși mașina, dar de câte miroși pe alea extremele. Bun. De asta, deci apare tot timpul în statistici că este poluat, nu este, sau mă rog, acum poate că sunt eu bias, dar nu este atât de poluat. Este în adevăr o problemă că Kronospanul arde ceva, nu știm ce arde, și sunt, asta mai a dat foc, a mai luat foc, asta cum îi spune, de gunoi, groapa de gunoi și într-adevăr a puțit o săptămână în oraș pentru că până la urmă și o stânga, mai zis, uneori mai arde Kronospanul, dar arde noaptea când oamenii sunt în casă și e neplăcut și încearcă ăștia să facă ceva, să nu mai facă mizeria asta, dar orașul e destul de curat, sunt multe spații verzi, este curat, e îngrijit. Ai o problemă, vezi o groapă, vezi că e iarba netăiată, vezi că cineva nu ca moloz, sun la poliția locală și în câteva zile se rezolvă. Deci oamenii, chiar dacă sunt micile frecușuri locale, că primarul este de la USR și Consiliul Județean este de la PNL, sunt niște frecușuri, dar oamenii sunt dornici să facă chestii pentru oraș. Alte chestii de spus, unul din motivele pentru care stăm aici, poate unii dintre voi știți, eu am locuit o perioadă la Oradea, mie nu mi-este frică de zbor.
tata a lucrat la turbomecanica și eu am zburat cu avionul de mic copil. Nu mi-e frică să zbor, dar ATR-urile alea care sunt pe Oradea București tremură atât de tare încât mi-a fost frică, sincer. Deci, cred că a doua sau a treia oară credeam că o să se dezintegreze înainte să decoleze. Și de asta am căutat un oraș mai aproape de București, pentru că mai am treabă la București, care să fie aerisit, care să nu fie în Prahova, pentru că, na, Ploiești e o mizerie de oraș și așa mai departe. Da, de asta. Și o altă chestie, este foarte mișto să te plimbi prin oraș. Este mișto să... Deci te poți plimba pe jos, sunt trotuare, e curat, sunt chestii aproape, poți să mergi în cheile Râșnoave, poți să mergi în cheile Zărneștiului, sunt zone unde poți să mergi, inclusiv e foarte aproape de trasee, de bicicletă, de vrei să mergi pe jos, vrei să urca asta cu următura, e foarte, foarte aproape, sunt zone unde se poate merge cu cortul, nu vi le spun pentru că vreau să fie doar ale mele și așa mai departe, este Covasna, deci Covasna este foarte aproape aici și aveți parte de alte experiențe și alte experiențe culinare foarte mișto în Covasna, plus sunt zone muntoase unde e mai rece și dacă toți bucureștenii se înghesuie în Poiană, voi puteți să mergeți în Covasna, sunt câteva zone unde puteți să schiați sau să faceți chestii fără să fie înghesuiala de pe valea, din Poiană sau de la Predeal. Din punctul ăsta de vedere este foarte, foarte mișto. La fel, puteți să mergeți pe Lempe, deci noi mergeam pe Lempe și în weekend și pur și simplu ne băgam acolo în pădurice și dormeam. Deci puneam hamace și dormeam și nu e nimeni, nu se aude muzică, sunt oameni care fac grătar, dar e destul de relaxat. Da, am uitat să mai zic, să zic ceva. Zona asta de aici, din spatele la memorandumul, iar este o zonă drăguță. Nu recomand zona carierei. Aici, carierei și mai e zona asta de cărămidărie. Aici, în zona asta, sunt suedezi. Aici, în zona asta. Și aici am văzut, au fost case și este foarte, foarte mișto zona. Și aici, zona asta de pe strada Izvor sau Islaz. Aici se ține Oktoberfestul. În săptămâna aia e muzica tare dată până la 10 seara, după care se opresc. Așa e organizarea. Zona asta este foarte mișto, sunt case destul de ok, deși pe aici s-a făcut casa, acum nu, ăsta e mai vechi un picuț, cred. E foarte mișto pentru că ai, știi, deci ești, vezi dealul. Vezi dealul, este super mișto. Dar problema principală este următoarea. Uitați ce mișto se vede. Da? Deci este foarte mișto să ai pădurea în spate și să știi că nu mai greu să-și construiască cineva în spatele tău. Da? Problema este următoarea, pe care am avut-o când au fost niște case pe aici de vânzare, deci noi să le vedem, e mișto. Și Bobâlna este tot la fel o zonă frumoasă. Problema următoarea, tu îți trimiți copilul la școală sau soția pe jos, pentru că poate n-ai mașină, și copilul o să fie în autobuz cu copiii suedejilor. Și de cele mai multe ori, știți și voi ce se întâmplă, nu trebuie să vă spun eu. E neplăcut, adică îți pui copilul într-o situație neplăcută. De asta aș evita zona asta, toată zona asta. Deci carierei, nu. Și mai ales zona asta de aici este mega înghesuită, foarte înghesuită. Deci zona asta fix de unde intră în lungă, aici sunt case peste case peste case. Astea de la stradă sunt mega înghesuite. Aici când urcați în sus este, sau aici în partea asta, se vede că sunt case mai ok, e o zonă mai bună. Dar aici să mergeți, adică să aveți de-a face cu... Nu. Nu. Deci nu m-aș băga. Da, aici în zona asta se construiesc și case și blocuri. Este foarte greu, pentru că îți văd ăștia în curte non-stop. Da, nu m-aș băga. Aici tot la fel, în spate, aici au fost niște zone ieftine și s-au construit case și s-au construit case fără vreo urmă de cap. Bine, sunt oameni care și-au luat terenuri mai mari, sunt oameni care vai de vai. Și asta aici, pe Plugarilor. Unde este? Aici pe undeva. Și aici, când am fost noi să vedem, era gol, erau doar ăștia, 4-5. Și, mamă, deci bătea vântul și vai de vai de. Deci nu, aici, zona asta nu e de stat. Dar, din nou, sunt oameni care își fac în continuare case și aici, și aici, și aici. Și, dar nu pute. Și când începe să pută, îți mută nasul. Da.
Cam asta este. Din nou, sunt fabrici de piese, sunt multe, sunt multe locuri de muncă pentru oameni pentru care fac muncă fizică. Puține locuri pe marketing, pe alte chestii, trebuie să le vânați un pic. Adică am prieteni la care au venit pentru că el putea lucra remote și ea așa găsi cam într-un an și ceva de muncă, ceva pe domeniul ei, pe, mă știu, marketing, PR, în zona asta. Deci destul de greu. Avantajul este, odată nu faci plinul, deci eu, prietenii care mă mai întreabă, bă, dar cum sunt salariile? Băi, salariile sunt mai mici ca în București, absolut mai mici ca în București, dar costul vieții e mai mic. Odată pentru că ai tot felul de produse locale, odată că chestia asta mi-mi place foarte, foarte mult. După 8 seara, traficul pe străzi cam se oprește, pentru că orașul, mă rog, el a crescut, dar este în continuare mic și ajunge, în jumătate de oră ajunge acasă. Ajunge acasă și nu faci de pildă o oră, știi, adică chiar și dacă te duci la cumpărături, la un Lidl, la un Kaufland, nu stai o oră jumate cu tot Bucureștiul să te înghesui, să dureze până ajungi acasă. Adică calitatea vieții e dată și de faptul că ajungi mai repede acasă, ai mai mult timp de petrecut cu familia, aerul e mai curat. O altă chestie de menționat, noi nu avem plase de țânțari, deci poți, vara stăm cu ușa deschisă și cu lumina aprinse până la 9-10 seara, dacă vedem un țânțar, pentru că din nou e puțin mai frig și noaptea e și mai frig, țânțarul moare până dimineața, adică în 11 ani nu știu dacă ne-au pișcat 2-3 țânțari, stând în casă sau stând afară, și poți să stai afară la răcoare, căcălău. Aici dezavantajul este că iarna e mai frig, adică am prins minus 20, minus 25 dimineața, la 7-8 dimineața. Trebuie să vă... De asta oamenii intră în casă de vreme și vara, pentru că știu că, băi, jumătate de an nu prea e de stat pe afară. De asta nici sunt zone unde nu sunt maidanezi, o dată pentru că îi mănâncă urșii, și doi, pentru că n-avem nici homeless foarte mulți. Nu prea e de... Adică noaptea când coboară la minus 20, nu prea ți-ar de să fii homeless în Brașov. Te sui în tren, te duci la București. La fel și cu câinii. E foarte greu să stai fără un adăpost. Da. Deci asta este, eu m-am gândit așa, bă, e suportabil câteva luni cu iarna aspră, într-adevăr, sunt factori mai mari la încălzire, pentru 6-9 luni cu o temperatură plăcută, adică aici chiar dacă e cald, adică 9 luni de zile stai în tricou pe afară, nu este zăpușala aia din București, nu este aerul ăla uscat. Deci eu când mă duc la București, dacă vorbesc cu cineva și dacă merg jumătate de zi pe jos, mi se usucă gâtul de la praful ăla. Chestia asta nu se întâmplă aici pentru că e mai mult spațiu verde, orașul este mai aerisit și este un picuț mai răcoare decât în zona aia. Am tot parlamentat cu ai mei că poate se mută aici pentru că maica mea are niște probleme de sănătate. Zic, băi, vină în partea asta că este mult mai ok și este aerul mai respirabil și, da, într-adevăr, e mai frig iarna. Dar în 9 luni de zile o să-ți fie bine, adică nu sunt zăpușelile alea din Giurgiu, nu se deșertifică zona aia. Deci când aud că, domne, că frumos la Giurgiu, că e cald, mă fut în el. Deci cum sunt, au prins ai mei niște ani în care n-a nins în aploată din aprilie până în octombrie. Deci era pământul uscat. Da, sunt morți, măsii, fântânile uscate să nu poți să scoți apă și așa mai departe. Deci nu... Am zis, mă rog, avem eu discuții în asta, băi, hai să vă mutați aici undeva aproape de Brașov, nici nu știu unde. Sunt Petru, poate Bod, poate Dumbrăvița, poate sunt o căruță de zone mișto unde se pot muta părinții, dacă, și din nou, zone cu gaz, aici e chestia aia care o urăsc când o aud de la alții, dar așa este, oamenii sunt mai săritori. Dacă nu nimeriți în Gârcini sau nu nimeriți în Veneția, sunt două sate, Veneția de sus și Veneția de jos. Mi-aș lua o casă acolo să spui, unde stai, boss? La Veneția. Și nu nimeriți în zone cu suedezi, satele sunt foarte ok, sunt cochete, adică oamenii n-au foarte mulți bani, dar faptul că n-ai bani nu te împiedică și să-ți aranjezi casa, să stunzi iarba, să cât de cât să duci o viață civilizată într-un sat frumos. Asta și asta am tot discutat cu ai mei, poate. Da.
Da, nu m-aș muta, la fel, Târlungeni e o zonă de îh, așa, abia Cărpiniș mai încolo sau mai s-a mai eliberat de suedești. Deci eu m-aș duce, sincer, acum pentru pensie, o să mă duc în partea asta spre Vulcan. Vulcanul este aici și aici este centura și momentan zona asta pe aici se construiește, sunt teren în continuare de vânzare. Deci aici o să caut în 10-15 ani când o să vreau să mă bag la pensie, mă rog, sperând că o să prind pensia aici în zona asta. E destul de mișto, e munte în partea asta, se vede frumos, sunt destul de aproape de Brașov, sunt destul de aproape de centura asta care nu o să dispară și poți să pe centură și te duci în oraș, te duci la cumpărături și așa mai departe. Deci, cam asta este. Salele sunt mai mici, dar calitatea vieții este mult mai bună. Adică, da, într-adevăr, e un picuț de trafic, nu mai este cum era înainte. Deci înainte era traficul de la 8 fără 5 la 8 și 5, de la 9 fără 5 la 9 și 5. Asta era traficul de dimineață. Acum e cam de pe la 7 jumate până pe la 9 jumate și pentru că, din nou, chestia asta o urăsc sincer. S-a dublat numărul de mașini și oamenii sunt, dacă tot mi-am luat mașina, hai să-mi fac de muncă cu ea. Bă, și vezi, din nou, eu nu înțeleg ce fac oamenii ăștia, bă, de ce nu sunteți la muncă? De ce stau de mulți oameni în trafic și nu sunt la muncă? Da, înțeleg curiei, da, înțeleg ăștia care fac livrări pentru Glovo, da, înțeleg ăștia care piese auto, chestii, nu știu ce, dar de când s-a dat drumul la, de când s-a eliminat taxa auto, pur și simplu s-a dublat numărul de mașini în trafic zi de zi, la orice oră. Da, din nou, noroc că seara se mai domolește, au mai venit poliția pe Carpaților, aici în, eu mai știu, unde este Carpaților, se făceau curse de mașini și specialii noștri de polițiști, dar noi nu știm că se fac curse de mașini. Bă, ce dracu mă știu eu, care sunt proaspăt venit în oraș și voi nu știți, au pus niște giratorii pe aici, pentru că tot timpul, deci era la modul, o mașină a pierdut, o mașină a făcut accident pentru că șoferul a pierdut controlul mașinii pe Carpaților. Bă, dă-l mă morții măsii, când ai 6 accidente în 2 luni, nu e clar că e o problemă, mai pus niște giratorii cumva să mai calma situația. Dar aveam niște prieteni care stau în zonă, zic, bă, nu ieșiți seara pe Carpaților, ieșiți în partea asta altă, pentru că pe acolo se fac curse de mașini și vrei să, pur și simplu, să nimerești între ei, să facă vreo șicană sau ce știu de ce, să mor nevinovat. Da. Cam asta este. Sper că v-am fost de ajutor.